Pe timp de vară, ceaiul și cafeaua sunt înlocuite de limonadă, smoothie și fresh-uri. Desigur că e mult mai plăcut să savurați aceste băuturi răcoritoare pe plajă ori pe o terasă, dar le puteți prepara și acasă. Astăzi la noi în bucătărie a venit barmanul Dimitri Poli, care ne va învăța câteva rețete de ale sale. Noi chiar acum o să începem, așa că pregătiți carnețelul pentru notițe. Dimitru, salut! Salut! Dumitru, pe timp de vară, care sunt cele mai populare și solicitate, băuturi sau cocktailuri? Desigur, cele mai populare sunt limonade, limonade din căpășună, din zmeură, din tet, ce este în frigider și pe piață. Așa, și practic din fructe de sezon în mare sigur, parte. Sigur. Hai să începem să gătim. Ce gătim astăzi? Trei băuturi avem de făcut. Trei băuturi. Primul, asta e limonadă și ce avem noi în frigider. Da, avem noi... castravete. Castraveți, desigur. Cine s-ar fi gândit că faci limonadă din castravete? Asta e foarte gustos. Și apropo, eu înțeleg că în sezonul cald este bine de evitat alcoolul, adică cocktailurile să fie fără alcool. Fără alcool, dar sunt multe cocktailuri care foarte gustoase și cu alcool și cu vin spumant. Așa. Dar practic există alternativa de Aperol Spritz. Așa, am înțeles. Dar în cazul în care gătim unele cocktailuri, ca de exemplu aceeași limonadă, noi o putem improviza acasă fără alcool, dar putem să adăugăm și alcool în ea. Un pic. Un pic. Întotdeauna un pic se poate. Așa, ce facem noi? Curățim? Atac. Facem în felul următor. Așa să arăt la toată lumea ce se întâmplă aici. Dimitri e vorbitor de limbă rusă, așa că înțelegeți că ne înțelegem bine, dar nu peste tot la fel de bine. Noi trebuie să avem așa un instrument acasă. De curățat asta. Cartofi. Drept. Și putem curățăm... Doar mijlocul avem nevoie? Sau să curățim coaja de pe el? Numai mijlocul? Așa. Și așa ne pregătim. Și avem nevoie de lămâie. Logic, în limonadă trebuie să fie lămâie. Cât de frumos cu asta se descurcă un barman profesionist. Și facem în felul următor. Dacă aveți acasă numai cuțit și lămâie. Dar în cazul în care avem aparat din ăla care pentru a stoarce fructele, putem să facem sigur, așa sigur, cu lămâie, sigur. Ca să fie mai repede. Asta e dacă nu aveți aparatul ăsta. Așa, dacă nu avem, atunci pe cuțit ați prins felia de cuțit și ați stors. Pe urmă turnăm sirop de zahăr care face 1:1, 1 kg de zahăr. Și 1 litru de apă. Da. Și el se topește și se primește siropul ăsta. Da, voi asta puteți... e ca să îndulcim. Sigur. Voi puteți să vă lăsiți și în cafea, și în ceai, numai în limonade. Așa, foarte bine. Deci e bine să-l aveți acasă în frigider. Bine, că eu presupun că cantitatea de zahăr poate varia în funcție de sigur. Preferință. Adică dacă mie nu-mi place dulce, eu pot să fac acră. Sigur. Așa. Și dacă castravetele... Voi puteți stabili. Așa. Dacă castravetele, el oferă așa o senzație răcoritoare în limonadă. Combinația asta de verde cu galben sigur. Este foarte simpatică și atunci chiar și cum arată cocktailul, arată foarte răcoritor. Ah! Făcut și duș? Și un pic de apă. Cu gaze? Cu gaze. Așa, carbogazoasă ca să fie fresh. Dacă aveți așa instrument acasă, foarte bun. Dacă nu aveți, puteți folosi lingură de casă. Lingură de casă sau sunt... Care amestecați în ceai, da, pur sau simplu. Sunt lingurițele astea lungi pentru ceai, care sunt pentru cappuccino, pentru băuturile sigur. Mai înalte. Îi punem și mentă? Sigur. Așa. Dar punem... mentă multă, puțină, o strivim? Nu, punem mentă pur și simplu pentru frumusețe. Așa. Și facem așa... Am înțeles. Deci menta nu sigur. Se strivește, dar menta se bate așa de mână ca să-i iasă mirosul. Ce bun e! Eu n-am știut că trebuie să faci așa cu menta. Uitați-vă că deschidem secrete în bucătărie. Așa. Și punem clar lucru un pai. Ca să fie mai comod de băut. Un pai din plastic sau ecologic de care aveți acasă poftim. Sau aveți și fără pai. Așa, mersi. Ce frumos e. Hai să-l punem aici la vitrină. Trecem la următorul cocktail. Da, următorul cocktail este ceai rece. Ceea ce se consumă cel mai mult pe timp de vară, de fapt, doar că se consumă alea din comerț, care au o mulțime de euri și adaosuri și sunt nocive. Ceaiul, din câte înțeleg, este o băutură pe care ceaiul rece și limonada putem să le dăm și copiilor mici. Desigur. Dar noi facem ceai nu din
ceaiuri care negru sau, sau verde, da. Noi facem din ceaiul carcadeu. Carcadeu. Apropo, din câte știu eu, el este ceaiul care oferă cel mai mult senzația de răcorire. Adică se răcorești când e foarte cald afară. Și e acrișor. Da. Noi facem sweet and sour. Aha. Cocktail. Dar pentru sour, atriceaiet. Răspunde. Răspunde ceaiul carcadeu, da. Așa, ceaiul carcadeu. Așa. Deci am pus gheața în pahar. Acum punem și o leacă de piure din căpșună. Sirop de căpșune. Piure, piure. Adică e suficient doar să le mărunțim așa, da, da, sau da, să le dăm prin blender. Și siropul nostru. Dulce, zahăr cu apă, ca să fie dulce. Mm, la fel după gust adăugați, adică cât de dulce vă place. Și acum ceaiul cărcădean. Deamu infuziat cu apă. Deja e infuzat. Iarăși, cu ceaiul se poate dejuca după propriul gust. Îl faci cât de tare vrei tu. Dacă vă place cu ceai verde, atunci puteți să faceți cu ceai verde. Că nu... Asta e ideea, de fapt, la limonade și la ceaiurile reci. Că poți improviza cu rețeta cum îți place ție și cu ce ai tu în frigider. Mai acrișor, mai dulce, cum îți place ție. Corect, asta este foarte bine. Apropo, rețetele astea se prepară ușor acasă, dar ele sunt solicitate și în localuri? Sigur. Adică oamenii vin și cer ceai rece. Dacă e gustos și făcut cu suflet și cu inimă, da. Așa, și căpșune pentru decor. Pentru frumusețe, o leacă? De altfel, eu înțeleg că putem decora cu absolut orice, ca și în cazul limonadei, ce avem în frigider ce sau ce preferăm. Ce aveți în frigider, preferăm. Da. Poftim. Al doilea. Ce frumos! Și amestecăm un pic ca să se să mixeze bine siropul, adică piureul de căpșune cu siropul de zahăr și cu ceaiul. După părerea mea, este un cocktail extrem de ușor de făcut și dacă vrem, la solicitare... Și foarte repede și foarte gustos. Și un pic de alcool putem sturna. Un pic. Dar fără alcool, astea două merg și pentru copii. Iar acum să trecem la punctul forte din meniul nostru. Deci improvizăm acel șpriț roz pe care îl beți voi prin local. Teți, știu, aperol spritz, foarte popular cocktail. Așa. Cocktail. Da. Și, de fapt, unul foarte răcoritor și nu conține foarte mult alcool. Nu. Conține numai... Vinul spumant. Vinul spumant, lichior și apă. Așa. Dar noi facem în bat pe bază tot cu vin spumant, dar o leacă mai răcoritor. Mai răcoritor. Haideți să vedem această rețetă spectaculoasă pe care Dumitru Poli o gătește. Turnăm vreun 50 de mililitri de sirop pentru sweetness, sirop floarea soarelui. Sirop de floarea soarelui. Apropo, dacă nu aveți bine, că barmanii au acest pahar special, pot să-l iau un pic? Acest pahar special cu care voi măsurați 50 și 25, da? Da. Voi acasă nu cred că le aveți, dar cu siguranță fiecare din voi acasă are acel paharuț din care se bea vodka sau coniac, orice tărie, și îl aveți în bucătărie. El are 50 de mililitri, anume cu el măsurați cantitatea. Life hack de la Dumitru Poli. Și, pe urmă... Uitați-vă ce mișcări cu menta. Spectaculos. Și acum spumantul. Cocktailul se numește Hugo, foarte recoritor și foarte, foarte gustos. Hugo, da. Și în acest fel, menta își dă gustul ei în spumant. Da. Și este și dulceața de la siropul de floarea soarelui de la fund. Un cocktail recoritor și în același timp gustos. Și nu conține foarte mult alcool, ceea ce este important, pentru că vara consumul excesiv de alcool îl duce la amețitul foarte rapid. Și lămâie. Lămâie sau putem adăuga probabil și lime și sau lime, portocală. Și lime, da, și portocală. Ce aveți acasă? Ce avem și ce ne place. Are o culoare foarte răcoritoare. Ai avut perfectă dreptate. Seamănă cu acel șpriț tradițional. Ah, dar miroase mult mai bine. Uite menta. Și lămâia, fac toată treaba aici. De fapt, arată ca o limonadă cu alcool, doar că e în loc de apă cu gaze. Sigur, limonadă cu alcool. În loc de apă cu gaze este spumantul. Dumitru, îți mulțumim, este absolut fantastic și este foarte ușor. Practic în câteva minute am gătit de toate. Hai eu să gust ca să... limonada e fantastică și are un gust pronunțat de castravete. Apropo, castravetele dulce, nu m-am gândit că poate fi atât de gustos. Hai să vedem ceaiul. Spectaculos, un pic acrișor, dar se simte foarte bine gustul de piure de, da, căpșună.
foarte bun. Și asta nu știu dacă am voie să o gust la lucru, dar... O leacă un pic. Credeți-mă, da. Asta e superb. Dacă să facem un top, atunci cred că locul întâi pe pupitru sunt toate trei. Sunt absolut fantastice. Dumitru, îți mulțumim. Mulțumesc. Poate mai ai vreun sfat scurt pentru oamenii acasă când fac băuturi, ce să facă sau să nu facă? Puteți să faceți test ce vrei, ce este în frigiderul vostru, nu te temeți, să experimentați și tăiat o să primească gustos și bine. Și important sănătos, pentru că chiar avem ingrediente naturale și sănătoase. Dumitru, îți mulțumesc din suflet, Dumitru Pole alături de mine, barman cu experiență care a gătit ceva spectaculos, ușor de gătit. Important e cu ceea ce aveți voi acasă în propriul frigider.